În ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul lui cel Sfânt și să te sprijinească din Sion. Să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească ardele tale de tot. Să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Domnului Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și va răspunde din cerul, din locașul lui cel Sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe cailor. Dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se întoarce și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Sigur că oarecum nu se potrivește partea aceasta cu ocupați locurile, nu se potrivește cu versetul 8, care spune, noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Nu se referă la timpul în care ne ridicăm pentru ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Dragii mei, ce înseamnă să te bizui pe Domnul? A te bizui pe Domnul. Imaginea pe care o am în minte este a unui om care am văzut-o pe bunica noastră, bunica lui Anca și pe bunica mea, care au ajuns la o vârstă înaintată. Și atunci când ajungi la o vârstă înaintată, toate lucrurile parcă devin mai grele. Nu parcă, sigur, devin mai grele, se complică. Și unul dintre greutățile pe care le aduce bătrânețea este greutatea mersului. Da? Mersul devine mai dificil. Ești mai sensibil, aluneci mai ușor, te miști mai greoi. Este mai dificil. Bunica lui Anca a suferit un atac, un infarct înainte de sărbători și de atunci se mișcă foarte greu. Depinde de un cadru cu care trebuie să se deplaseze și se mișcă mai dificil. Bunica mea are 87 de ani, dacă nu mă înșel, umblă fără cadru, dar se sprijină de o botă. Are nevoie de o botă. O botă pe care umblă prin casă, merge bine, da? Dar se sprijină în bota respectivă. Da? Și imaginea este a unui lucru de care depinzi ca să poți să mergi pe picioare. Care este acel lucru care te ține pe picioare și care te face să mergi înainte? Pe ce te poți bizui în viața de credință, în trăirea ta pe acest pământ, în așa fel încât să știi că atunci când alții în jurul tău se îndoaie și cad, tu să poți să zici, eu mă ridic și rămân în picioare. Pe ce te bizui în viața aceasta, în așa fel încât să poți să spui că te bizui pe ceva ce îți dă siguranță, ce te poate ține pe picioare și te poate duce înainte pe direcția bună. Psalmul 20 și Psalmul 21 sunt psalmi pereche. Așa sunt numiți psalmi pereche. Și amândoi psalmii sunt niște psalmi care erau folosiți într-o ceremonie de închinare înaintea lui Dumnezeu, Psalmul 20 înaintea bătăliei și Psalmul 21 după o campanie de bătălie. Pentru că era o vreme în care erau multe războaie, în poporul Israel s-a format acest obicei ca înaintea unei bătălii să existe o ceremonie de laudă la adresa lui Dumnezeu, de reconfirmare a încrederii pe care poporul o are în puterea lui Dumnezeu, o afirmare a dependenței față de Dumnezeu și o laudă la adresa lui Dumnezeu. Un timp de închinare înaintea lui Dumnezeu în care ei își puneau încrederea în Dumnezeu pentru bătălia în care urmau să intre. Iar Psalmul 21 făcea parte din o a doua parte a ceremoniei de după război, când în urma bătăliei poporul se aduna din nou la templu, se aduna din nou la locul de închinare, pentru a celebra biruința lui Dumnezeu. Și pentru a recunoaște că biruința
nu li se cuvine lor, nu este meritul lor, nu se bazează pe puterea lor, ci pe Dumnezeu. Era un sistem teocratic în care Dumnezeu era comandantul suprem, împăratul era unsul Domnului, cel pe care Dumnezeu l-a pus în fruntea poporului și soldații, oamenii, adunarea poporului, erau ostașii care duceau la îndeplinire bătălia. Fiecare luptă trebuia să aibă înainte și după această adunare sfântă a poporului de rugăciune și laude la adresa lui Dumnezeu și recunoscând că El este Cel care dă, Cel care dă biruința. Psalmul 20 a fost scris special ca o anticipare a unei campanii militare și el cuprindea aceste trei faze. Prima era o jertfă a laudelor, de la versetul 1 la versetul 5, da? Să te asculte Domnul Dumnezeu în necazul, să te oprotească în numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimite ajutor din locașul lui cel Sfânt, să te sprijinească din Sion, să-și aducă aminte toate adorurile tale de tot, și așa mai departe. Noi ne vom bucura de miluința ta, vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru, Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Apoi de la versetul 6 la versetul 8 era o afirmare a încrederilor în Dumnezeu. Și de la versetul 9, o afirmare a dependenței de Dumnezeu. Uitați-vă cum spune versetul 9. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm. Dacă ne vom uita în Cuvântul lui Dumnezeu, o să vedem că, în general, atunci când vine vorba de a te bizui pe ceva pentru biruință, existau două, erau două sintagme. Una era biruința pe cai și pe călăreți și cealaltă era, pe de-o parte, pentru poporul lui Dumnezeu, bizuința pe Domnul. Sintagma aceasta, cai și călăreți, reprezenta puterea militară, puterea armatelor omenești, pe resursele și pe capacitățile omenești. Iar bizuința pe Domnul însemna o încredere absolută în puterea și în ajutorul, în sprijinul lui Dumnezeu. Da? Ce înseamnă să te bizui pe Domnul? Câteva lucruri aș vrea să menționez în această zi și aș vrea să ne uităm la câteva pasaje din Scriptură. Dacă ne vom uita în Deuteronom, capitolul 17, atunci când Dumnezeu dă poporului Israel legi cu privire la împăratul care urma să conducă poporul Israel, Dumnezeu stabilește câteva lucruri care să definească pe împărat. Și unul dintre lucrurile pe care le spune Dumnezeu acolo, în Deuteronom, capitolul 17, de la versetul 14, spune așa. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni, după ce îți vei așeza locuința și vei zice, vreau să pun peste mine un împărat ca toate neamurile care mă înconjoară, să pui peste tine ca împărat pe acela pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău și anume să iei un împărat din mijlocul fraților tăi. Nu vei putea să pui un împărat, pe un străin care să nu fie fratele tău. Și spune câteva condiții pe care trebuie să le îndeplinească acest împărat. Dar, zice, să nu aibă mulți cai și să nu întoarcă pe poporul în Egipt ca să aibă mulți cai. Da? Căci Domnul v-a zis să nu vă întoarceți pe drumul acesta. Să nu aibă un număr mare de neveste, să nu abate inima, să nu strângă mari grămezi de argint în aur. Când se va așeza pe scaunul de domnie al împărăției sale, să se scrie pentru el într-o carte o copie a acestei legi pe care să o ia de la preoții de neamul leviților. Va trebui să o aibă cu el, să o citească în fiecare, să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea, pentru ca inima lui să nu se înalțe mai presus de frații lui și să nu se abată de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga și să aibă astfel multe zile în împărăția lui ei și copiii lui în mijlocul lui Israel. Da? De ce crezi că zice Dumnezeu să n-aibă mulți cai? Vă aduceți aminte când au ieșit evreii din Egipt? Da? Pe ce s-a bazat Moise când a scos poporul din Egipt? Pe ce s-a bizuit el? Când a ajuns în fața Mării Roșii? Pe ce? Pe ce s-a bazat el?
Pe puterea cui s-a bazat el? Pe puterea lui? Pe puterea poporului? Pe puterea lui Dumnezeu. Și în numele lui Dumnezeu s-a dus în fața mărilor și și-a despicat marea. Și-a trecut pe uscat. Faraon pe ce s-a bizuit? Faraon și-a înhămat caii la care și a pornit cu o oaste mare împotriva, în urma poporului Israel să-i prindă și să-i aducă înapoi în Egipt. Ce s-a întâmplat cu Moise și ce s-a, cu poporul și ce s-a întâmplat cu Faraon? Moise și poporul au trecut prin Marea Roșie ca pe uscat. Iar Faraon, împreună cu oștirea lui, intrați după popor în Marea Roșie, au fost nimiciți de către Dumnezeu. Da? Întregul popor a fost, a fost ucis. Și Dumnezeu îi amintește poporului Israel atunci când își va alege un împărat. Spune, printre altele, să nu aibă mulți cai. Cu alte cuvinte, să nu-și consolideze o armată puternică, să nu pună 2% din PIB-ul țării pentru apărare, sau 20%, consolidându-și o putere care se confere lui siguranță atât de mare, încât să nu se mai bizuie pe Domnul. Să nu aibă mulți cai. Nu zice să nu aibă armată deloc, zice doar să nu aibă mulți cai. Adică să nu se bizuie pe resursa umană, ci să se bizuie pe puterea și pe intervenția lui Dumnezeu. Să te bizui pe Domnul astfel înseamnă să îți pui încrederea în El mai presus de orice mijloace pe care Dumnezeu ți le pune la dispoziție. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este sursa încrederii noastre. Pe El trebuie să ne bizuim în viața noastră de fiecare zi. Pe El trebuie să ne bizuim în privința mântuirii. Este singurul care poate mântui. Pe El trebuie însă să ne bizuim și în privința atacurilor care ar putea veni din exterior asupra noastră. Gândiți-vă că Psalmul 20 vorbește despre o situație de război în care poporul urma să fie atacat. Pe cine să te bizui atunci când atacurile lumii vin asupra ta? Pe cine să te bizui atunci când viața ta este pusă în pericol? Atunci când poate din cauza unei boli, unei suferințe, unui diagnostic sau unor probleme care vin în viața ta, a unor amenințări din afară care vin în viața ta. Pe cine te bizui? Pe cine te bizui? Și răspunsul este că Dumnezeu este vrednic să ne bizuim pe El. El este vrednic să ne punem încrederea în El mai presus de orice mijloace pe care El ne le dă, pune la îndemână pentru a ne oferi protecția și ajutorul Său. De asemenea, atunci când te bizui pe Domnul, înseamnă nu doar că îți pui încrederea în El mai presus de mijloacele pe care El ți le pune la dispoziție, dar înseamnă și să te rogi și să postești cerând ajutorul Lui. Da? Psalmul 20 ne arată în versetul 9. Zice, scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm. Și la, în prima parte a Psalmului spune, să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacob, să-ți trimite ajutor din locașul lui cel Sfânt. Da? Să-ți dea El, biruința este în mâna lui Dumnezeu. Dragii mei, a te bizui pe Domnul înseamnă să te rogi Domnului. Vedeți? Sunt oameni astăzi care zic, Domnule, eu mă bizui pe Domnul. Domnul știe ce planuri are El cu viața mea, El știe cum lucrează. Eu mă bizui pe Domnul și nu fac nimic. Credeți că asta este soluția? Să nu facem nimic? Nu aceasta este soluția. Cu siguranță Dumnezeu vrea să ne bizuim pe El, dar a ne bizui pe El înseamnă și a avea o atitudine de acțiune. Adică să stai să te rogi lui Dumnezeu, să postești înaintea lui Dumnezeu. Și de ce spun lucrurile acestea? Fraților, urmează să pregătim o campanie de evangelizare în biserica noastră. Ne-am propus anul acesta să ne rugăm și să mijlocim pentru familiile noastre, ca Dumnezeu să binecuvinteze familiile noastre și să putem zice ca și eu, sau eu și casa mea vom sluji Domnului. Dar pe cine ne bizuim noi când spunem lucrurile acestea? În cine ne punem încrederea? În Psalmul 33 spune, versetul 16 și 17, nu mărimea oștirii scapă pe împărat. Nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz. Calul nu poate da chezășia biruinței și toată plaga lui nu dă izbăvirea. Și apoi zice, iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui.
ca să le scape sufletul de la moarte, să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Suflet